Bună dimineața, dragilor, și bine v-am găsit la o cafea bună și sper să fie sănătoasă. De ce la o cafea? Pentru că astăzi, 1 octombrie, este Ziua Internațională a Cafelei și m-am gândit eu că dacă tot vorbim despre un aliment pe care îl consumăm în fiecare zi, ar fi bine să discutăm despre un stil de viață sănătos cu domnul dr. Florin Ioan Bălănică, aici de față. Vă mulțumesc mult de tot că ați acceptat această discuție. Știu că m-ați băgat printre consultații și programări. Avem strict 30 de minute la dispoziție ca să vorbim despre ce înseamnă acest stil de viață sănătos, pentru că toată lumea vorbește despre el, dar cred că nimeni nu știe cu ce se mănâncă treaba asta. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Este foarte adevărat, cafeaua face parte din viața noastră și are efecte care ne pot ajuta, mai întâi de toate stimulatorul al sistemului nervos central și mai apoi antioxidant. Sigur că discuția este foarte lungă, depinde mult modul de preparare al cafelei, tipul cafelei și când o bem. Referitor la stilul de viață sănătos, da, pare un șablon. Și totodată un lucru des întâlnit în exprimările noastre. Dacă facem un mic sondaj și întrebăm ce înseamnă un stil de viață sănătos, toată lumea o să spună că își dorește sănătate. În marea majoritate vor spune că au un stil de viață sănătos. Dar sigur că dacă intrăm în detalii, lucrurile nu sunt chiar așa. Și o demonstrează statisticile. Suntem, din păcate, pe primele locuri în Uniunea Europeană la obezitate și diabet, atât în rândul adulților, cât și în rândul copiilor. Și din propria experiență, cumva, pentru că noastră, la un moment dat, ați avut peste 100 de kilograme și ați reușit să slăbiți în 8 luni de zile, fără să recurgeți la operații sau pastile de slăbit sau alte... Este foarte adevărat. Am experimentat și postura de pacient și nu am avut peste 100, am avut peste 200 de kilograme, am avut 204 kilograme și am slăbit 104 kilograme în 8 luni, acum 11 ani, fără să mai iau un gram de greutate. Și da, este adevărat, în viață putem să derapăm. Important este să înțelegem ce înseamnă acest derapaj, să revenim la acest stil de viață sănătos, care din perspectiva mea înseamnă cum mănânc, cum mă mișc, cum fac managementul stresului și al compulsiilor de tot felul și, în ultimul rând, cum mă integrez în grupul social din care fac parte. Experiența personală m-a ajutat mult, pentru că metoda mea medicală de prevenție, metoda care poartă numele, metoda doctor Bălănică, se bazează 20% și pe experiența mea personală, restul fiind știință și cercetare aprofundată. Iar această experiență m-a ajutat să abordez corect persoana care experimentează obezitate și alte boli care au legătură cu excesul de grăsime, eu numindu-le fat-related disease, boli legate de grăsime. Dar spuneți-mi, deci în primul rând faceți cumva profilul psihologic al pacientului, asta odată, nu? Deci vedeți în ce stare emoțională este, că până la urmă se spune că și stresul îngrașă. Mai toți factorii externi ne îngrașă în ziua de astăzi. Prima întâlnire cu pacientul este una generoasă, în sensul în care alocăm minim 30 de minute, poate chiar 60 de minute acestei întâlniri, pentru că este important pentru mine să înțeleg cauzele fizice și emoționale ale dezechilibrului pe care pacientul manifestă. Folosesc cuvântul pacient pentru că relația aceasta medic-pacient este una arhicunoscută. Dar în realitate nu există nici pacienți, nu există nici boli, ci există anumite dezechilibre pe care noi le experimentăm și le experimentăm în special din cauza unui stil de viață sănătos, nesănătos. 80% din bolile de care suferim și sfârșim sunt din cauza modului în care alegem să trăim viața. Restul sunt alocate în dreptul genei, al întâmplării și al accidentelor, pentru că se pot întâmpla și acestea. Când vom înțelege că sănătatea este o decizie individuală, am reușit.
Revenim. Anamneza, prima întâlnire este foarte importantă. Și așa cum am spus și cum ai spus tu foarte bine, în urma anamnezei rezultă un profil al pacientului care este inclus în fișa acestuia, profil care include atât zona fizică cât și zona emoțională. Pentru că nimeni nu se îngrașă din cauza faptului că mănâncă, ci din cauza motivelor pentru care consumă acele alimente, cantitatea și ora și nivelul compulsiei. Totodată, în urma primei întâlniri, eu îmi fac o imagine asupra programului pe care îl voi propune pacientului și îi voi recomanda totodată și investigațiile de care am nevoie. Pentru că, da, atunci când vrem să scădem în greutate, nu o putem face după ureche. Trebuie să o facem după niște repere științifice precise. Și nu mâncarea este cheia. Mâncarea este undeva mai la urmă. Cheia este identificarea cauzei. Dacă eu nu reușesc să identific cauza care stă la baza creșterii în greutate sau a patologiei pacientului, fie că vorbim de modul de viață, fie că vorbim de genă, n-am reușit, suntem pe un drum greșit. Noi nu putem să ne adresăm diabetului sau hipertensiunii la modul general, pentru că diabetul meu și diabetul altei persoane nu sunt la fel, nu percepem la fel boala. Și atunci rolul meu este să identific în prima întâlnire cauzele fizice și emoționale, să recomand investigațiile necesare pentru a putea să desăvârșim această concluzie, mai apoi să propun pacientului pachetul și programul care îi se potrivește și de aici mai departe este decizia pacientului dacă dorește să facă o schimbare sau nu. Pentru că dietele nu funcționează. De exemplu, eu nu fac diete și spun acest lucru oricărui pacient. Dietele, conform studiilor, nu funcționează niciuna pe termen lung și indiferent pe care o luăm în calcul, vom vedea că rezultatele statistice arată că maxim două persoane reușesc să păstreze rezultatele unei diete la 2 ani. Asta înseamnă zero. Pentru că două persoane la 2 ani aproape că nu contează din punct de vedere statistic. De ce asta? Pentru că dieta presupune mentalitate de dietă. Ce înseamnă mentalitate de dietă? Înseamnă că am hotărât astăzi să slăbesc un număr de kilograme, da. Asum faptul că mă voi restricționa din multe puncte de vedere pe o perioadă de timp, o lună, două sau cât se va întâmpla treaba asta. Corect. După care revin la ceea ce făceam înainte. Evident că revenirea la ce făceam înainte duce și la revenirea la kilogramele anterioare. Tocmai de aceea eu folosesc un cuvânt care mi este foarte drag și pe care l-am învățat din medicina americană, care este reversibilitate, da? Reversez o anumite simptomatologii ale unei boli cronice. Pentru că boala de fapt este un cumul de semne și simptome pe care noi medicii le-am clasificat și le-am denumit diabet, hipertensiune sau cum le-am denumit. Corect. În momentul în care persoana respectivă schimbă modul de viață, schimbă datele care au dus-o la acest dezechilibru, atunci este evident că semnele și simptomele se vor reversa. Nu se Corect. Vor trata, se vor reversa. Dacă acea persoană revine la stilul de viață anterior, bineînțeles că și aceste semne și simptome vor reveni. Dar vedeți, dumneavoastră, avem aici o problemă. Știți cum e natura umană? Noi vrem rețete eficiente, rapide, nu avem răbdare să ne schimbăm stilul de viață, revenim la vechile obiceiuri proaste și, în general, nu avem voință și autodisciplină. Nu putem să ne... Bine, nu vorbesc acum în numele tuturor, dar majoritatea nu reușesc să treacă acest prag. Și voiam să vă întreb, există cumva în metoda dumneavoastră, metoda doctor Pălănică, există și această, nu știu, nu rețetă, acest tratament psihologic cumva? Mă refer acum inclusiv la, nici nu știu, la să-i
nu știu, să faceți ceva astfel încât să-l motivați pe omul acela. Da, este foarte adevărat. Este foarte adevărat. Oamenii caută soluții simple și este de înțeles. Caută pilule miraculoase și este de înțeles. Da. Asociază soluția potrivită investigațiilor scumpe și pompoase și este de înțeles pentru că așa am fost educați. Când de fapt soluția este la îndemâna lui și stă în stil de viață. Dar, din păcate, când vorbim despre schimbarea stilului de viață, acest lucru presupune ca noi să facem ceva. Lucru care ne deranjează puțin sau mai mult. În momentul în care vorbim despre o pilulă, despre o procedură, despre ceva care ni se face dinspre exterior către noi, nu trebuie noi să facem nimic. De cele mai multe ori și cei mai mulți vom alege varianta în care nu trebuie noi să facem nimic. Și atunci ajungem la aceste rezultate. În metoda mea, cum foarte, foarte bine ai spus, acest element care ține de motivația pacientului și de a găsi calea de a face este fundamental. În fapt, este elementul principal pentru rata mare de succes. Rata mare de succes este de 90%, este cea mai mare din România și din multe țări din Europeană. Am auzit că e patentată internațional și aveți peste 10.000 de pacienți care au intrat în proiectul acesta și au avut rezultate. În ultimii 3 ani sunt cei 10.000, da? Deci ideea este că aici este de fapt cheia, nu în mâncare, în a găsi elementul motivațional care este de cele mai multe ori în zona emoțională și să poți să îl ajuți pe pacient să facă. În fapt, eu m-am educat și profesorii mei m-au învățat, din păcate, în mare majoritate nu din România, ce înseamnă patient approach. Pentru că majoritatea oamenilor din România nu sunt neapărat nemulțumiți de calitatea actului medical, ci sunt nemulțumiți de cum sunt abordați în timpul actului medical. De la momentul la care accesează un serviciu medical până la momentul la care intră într-un cabinet medical sau într-o zonă cu utilitate medicală. Și atunci, acesta este elementul de bază și foarte important în rezultatul pacientului. Pentru că dacă noi medicii înțelegem să abordăm corect pacientul, din momentul respectiv îi obținem încrederea și obținem și acel efect placebo, obținem și complianța lui la tratament și mai apoi, dacă metoda fiecăruia dintre noi este una cu bază științifică și cu experiență în spate, rezultatul este apărut. Sigur că nu există 100%. Cine se gândește că poate să ofere o soluție pentru toată lumea, se înșală. Nu se poate așa ceva. Nu poți să oferi o variantă care este chiar utilă tuturor. În schimb, eu sunt adeptul medicinei personalizate bazate pe dovezi. Suntem adeptul diferiți, până la urmă. Da. Suntem diferiți, fiecare individ are personalitatea sa și amprenta lui digitală, nu? Sigur, și sigur. Și dumneavoastră, ca doctor, trebuie să mergeți pe traiectoria mea, nu pe autostrada tuturor. Sigur. Tocmai de aceea fiecare persoană trebuie abordată individual, existând sigur și niște repere generale pe care le-am învățat și pe care le-am observat în timpul carierei mele medicale și pe care trebuie sigur să le folosim. Din păcate, în medicina modernă ne-am depărtat de elementul examen clinic, observația pacientului, partea de fiziologie și semiologie pe care am învățat-o în facultate și dăm foarte mult credit investigațiilor. Ele sunt absolut necesare, ne ajută pentru că noi medicii nu putem să avem scanere medicale în mâini sau în ochi și atunci fără dubiu că avem nevoie de aceste investigații. Dar partea carierei mele care s-a întâmplat în
armată, pentru că eu am făcut medicina militară la București și am lucrat timp de 12 ani în spitalul militar. M-a ajutat foarte mult experiența unor locuri unde nu puteam aborda neapărat investigații medicale simandicoase sau moderne sau chiar și bazale. M-a făcut să găsesc soluția pentru persoana din fața mea. Revenind, medicii trebuie să acorde, din punctul meu de vedere, atenție atât observației și examenului clinic, iar această parte s-a subțiat din ce în ce mai mult, din păcate, și în egală măsură să știe care sunt investigațiile utile pacientului, pentru că prevenția proactivă, din punctul meu de vedere, reprezintă cheia pentru o stare corectă de sănătate a populației la nivel global. Tocmai de aceea, metoda mea este o metodă mai întâi de prevenție proactivă și mai apoi de terapie a bolilor și managementul obezității prin schimbarea modului de viață. Dar ce înseamnă prevenție proactivă? Asta vreau să zic, la prevenție, mă scuzați că intervin, dar sunt convinsă că multă lume își pune această întrebare. Prevenția presupune că totul trebuie să vină tot din partea pacientului. El trebuie să recunoască că ar avea o problemă sau ar putea să aibă o problemă în timp, că știe că are un stil de viață nesănătos și trebuie să facă acest prim pas ca să vină la dumneavoastră. Da. Ori mulți tineri, da, că am vorbit noi în emisiunea Georgiane Ioniță la TC News, am vorbit despre această generație care este mai mică de înălțime, mai grasă, mai celulită. De ce? Pentru că dumneavoastră a spus că alimentele sunt proaste, există mult zahăr în absolut toate produsele și zahărul taie creșterea Inhibă hormonul de creștere, da. Exact. Deci iată, de unde să știm noi că tot ceea ce ne înconjoară ne face atât de mult rău și noi să venim din timp la dumneavoastră? Mai întâi de toate, o spun cu tristețe, prevenția în România, și nu pentru că o spun eu, ne uităm statistic la ce înseamnă rezultate, patologii. Sigur că și aceste statistici sunt discutabile în România, tocmai de aceea trebuie să ne uităm preponderent peste statisticile Organizației Mondiale a Sănătății, care cu rigurozitate ne oferă niște cifre. Spuneam că regretabil este că prevenția în România lipsește cu desăvârșire. Și sigur că foarte, foarte corect ai spus, fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă că starea de sănătate a mea depinde de mine și de nu de altcineva. Trebuie să ne oprim în a aștepta să vină cineva să ne dea sănătate, să ne dea bună dispoziție, bani sau alte beneficii. Nimeni nu va veni să ne dea nimic. Chiar dacă în bunul obicei, cu ghilimele de rigoare, al poporului român, această așteptare a existat întotdeauna. Și așteptarea ca cineva să vină să ne dea ne depărtează de această prevenție proactivă în orice. Dar eu trebuie să identific prin educație, în primul rând, ce se întâmplă cu mine, și identificând ce se întâmplă cu mine, trebuie mai apoi să mă adresez unui specialist și să spun: uite, asta se întâmplă, ce am de făcut? Din păcate, în marea noastră majoritate așteptăm să ne doară ceva. Exact. Și după ce ne doare ceva, disperați, solicităm ajutorul specialistului, iar în momentul în care primim răspunsul că este grav sau primim răspunsul că durează, suntem nemulțumiți. Pentru că tot în accepțiunea noastră generală, noi avem o vorbă: doar nu o să mi se întâmple tocmai mie. Ca o paranteză, este foarte important că atunci când dorim să identificăm ce se întâmplă cu o persoană, să înțelegem din ce popor face parte. Pentru că fiecare popor are niște vorbe care vin din tradițiile populare și din istorie și din timp. Ori aceste vorbe sunt mai mult decât elocvente pentru modul în care am trăit și am fost educați. Sănătatea înseamnă mai întâi de toate educație. Și atunci, revenind, fără o educație la nivel general, la nivelul omului de rând,
la nivelul copiilor, la nivelul adolescenților, ce înseamnă stil de viață sănătos, lucrurile se vor întâmpla în felul următor. Vom fi permanent niște șoricei care aleargă și învârt un cerc și nu vor putea să iasă din cercul ăla. Pentru că dacă eu ca tată sau mamă nu știu ce înseamnă un stil de viață sănătos, voi educa un copil așa cum știu eu să o fac mai bine. Exact. Asta nu înseamnă că vreau să-i fac rău copilului, pentru că în accepțiunea mea eu îi fac bine. Dar de aici mai departe, lucrurile se continuă și formăm o nouă generație de obezi. Pentru că societatea românească și nu numai, este o societate care promovează obezitatea. Mai mult de atât, obezitatea, ca și genă, se transmite peste 4 generații, 80 de ani. Ori fiecare dintre noi, înainte să se gândească să procreeze, trebuie să stea un pic cu el, să se gândească ce va face mai departe. Pentru că un copil și un adult se formează încă anterior vieții intrauterine. Contează fantastic de mult în momentul în care vreau să fac un copil, care este starea mea fizică și emoțională. Contează foarte mult starea mamei în primul rând, starea tatălui în al doilea rând. Contează gena, contează foarte multe lucruri. Mai apoi contează starea mamei din perioada sarcinii, contează alăptarea, contează primii 7 ani de viață în care se formează numărul de celule grase. Dar sigur că noi traversăm acum o inversiune socială majoră. Bărbatul se feminizează, femeia se masculinizează. Femeia își asumă din ce în ce mai multe lucruri și devine un semi-bărbat, iar bărbatul își asumă din ce în ce mai puține lucruri și nu își mai face treaba. Și atunci, în acest context, apar și patologii încrucișate. Adică femeile experimentează patologii specifice bărbatului și invers, sigur, păstrând proporțiile și faptul că avem organe care ne diferențiază. Revenind la zona de prevenție, pentru că de acolo am pornit, prevenția înseamnă educație, prevenția proactivă înseamnă educație însoțită de acțiune. Bun. În ceea ce privește acțiunea, știu că dumneavoastră organizați, pe lângă consultațiile pe care le faceți la clinica dumneavoastră, aveți niște workshop-uri, adică chiar lucrați cu copii, cu adolescenți, încercați să faceți această educație, să le oferiți această educație. Dacă intrăm pe site-ul dumneavoastră, probabil că acolo avem mai multe informații legate de aceste workshop-uri. Dar nu mizez pe faptul că oamenii nu au răbdare și că, așa cum am spus, natura umană o schimbi foarte greu, dacă nu chiar deloc. Dar iată că sunt luptători, printre care vă regăsiți și dumneavoastră, care cred că există soluții și ele chiar există, dar trebuie să facem noi pasul către ele. Spuneți-mi, vă rog frumos, pentru persoanele care acum se uită la noi, că sunt deja 23 de minute au trecut din interviul nostru, dacă ar exista măcar 5 reguli simple pe care ar trebui să le facem cu toții acasă. Să zicem acum că s-a schimbat anotimpul și vine sezonul rece și corpul nostru sau chiar și papilele noastre gustative o să ne ceară carne, brinzeturi, grăsime, smântână, prăjeli, știți noastră, pâine și așa mai departe. Ce ar trebui să facem noi acasă pentru a avea câte cât un stil de viață sănătos? Da. Mai întâi de toate, trebuie să știm că avem nevoie de 3 săptămâni pentru a ne adapta unei diferențe de temperatură de 4 grade. Din păcate, noi nu mai avem acest timp de 3 săptămâni nici în interiorul unei zile. Vedem bine că ne trezim dimineață cu o vreme răcoroasă și finalizăm ziua cu o vreme călduroasă. Pentru că, din păcate, nu mai avem anotimpuri de intersezon. Primăvara și toamna aproape sunt inexistente. Corect. Acest lucru ne face pe noi să fim predictivi către anumite patologii, a contacta virusuri, diverse bacterii. Iarăși trebuie să știm că imunitatea individuală variază, în special cu temperatura. Nu există că mi-a scăzut imunitatea, că dacă mi-a scăzut imunitatea am o boală gravă, serioasă. Există că imunitatea a variat.
și ea variază în special cu temperatura. Și atunci, prima sugestie pe care o dau oamenilor este: stați cât mai mult în aer liber, încercați să vă readaptați mediului, ieșiți din acest mediu controlat care înseamnă aerul condiționat și temperatura din casă, de la birou, din mașină sau din mall până acum ceva timp, pentru că asta o să vă ducă la o stare de sănătate mai bună. Nu vă înfofoliți nici voi, nu înfofoliți nici copiii, învățați-i să se adapteze mediului în care trăim și acest lucru se poate întâmpla doar prin petrecerea unui timp de bună calitate în aer liber. Totodată suntem populația cu cel mai mic nivel de vitamina D aproape din Uniunea Europeană. Dacă facem acest test românilor, o să vedem că peste 85% au un nivel de vitamina D redus. Acest lucru, sigur că nu se va rezolva pentru toată lumea prin statul afară și petrecut timp în aer liber, în radiație solară, ci și prin suplimentare, dar primul pas este tot de a ne adapta mediului și de a petrece timp cât mai mult în aer liber. Aceasta ar fi prima sugestie. A doua sugestie o reprezintă cunoașterea individuală. Cine sunt eu din punct de vedere al moștenirii genetice? Și nu trebuie să facem nimic spectacol, trebuie doar să ne uităm în spate. Ce s-a întâmplat cu părinții noștri, ce s-a întâmplat cu bunicii noștri. Și să încercăm să trăim adaptat. Să trăim adaptat înseamnă așa, înseamnă cum și ce mănânc. Foarte important să respectăm 3 mese principale și 2 gustări. Foarte important să nu mâncăm după ora 20, poate chiar după ora 18, pentru a lăsa timp organismului să metabolizeze. Foarte important este cum combinăm alimentele. Sigur că nu voi intra în detalii, pentru că, așa cum am spus, sunt adeptul medicinei personalizate și fiecare persoană are un meniu individual. Exact. Al treilea lucru pe care îl sugerez oamenilor este să se miște permanent, adică să aibă o viață în mișcare. Soluția nu poate veni din echipamentul de sport aruncat în portbagaj și uitat acolo, ci stă într-o activitate continuă, într-o mișcare continuă. Trebuie să ne mișcăm continuu. Asta înseamnă mers pe jos, mers cu bicicleta, urcat scările fără a folosi liftul. Activități fizice constante care trebuie să ne facă și plăcere și trebuie să fie adaptate sexului, vârstei și gradului nostru de adaptare la efort. Nu în ultimul rând, aici mai este un element important care ține de postură. Majoritatea românilor au o postură defectuoasă pentru că nu avem în cultură această evaluare a copiilor încă din mica copilărie. Un copil odată cu vârsta de 5-6 ani trebuie să facă un consult la podolog, adică cel care se ocupă de evaluarea modului în care acesta calcă, la stomatolog, acela care se ocupă de modalitatea în care copilul mușcă și ocluzia dentară, pentru că de aici pleacă postura defectuoasă. Da. Al treia lucru pe care îl sugerez oamenilor este să vadă ce fac cu stresul, cum fac cu stresul, cum trăiesc cu stresul, cum fac față compulsiilor. Cu toții avem la un moment dat anumite compulsii și contează să găsim soluții. Nici aici nu există o rețetă general valabilă. Dacă pentru cineva eliminarea stresului înseamnă sau reducerea lui înseamnă sport, pentru altcineva poate să însemne pictură, pentru altcineva poate să însemne lectură, pentru altcineva poate să însemne mers pe munte. Ce trebuie să știm este că acest cuvânt a elimina este discutabil. Noi trebuie să învățăm să trăim cu stresul, care poate să fie și un element bun pentru noi până la un anumit punct. Există acel eustres, care este partea bună a stresului și care mă motivează să pot să fac niște lucruri. De exemplu, avem un examen, învățăm, suntem stresați, dar stresul mă duce la a fi eficient în a învăța pentru a putea să iau examenul. Pentru că penalitatea înseamnă faptul că voi pica examenul. Compulsiile sunt variate.
De exemplu, consumul de zahăr, consumul alimentar în general, consumul de droguri, consumul de alcool și multe altele. Chiar și excesul de sport este tot o compulsie. Trebuie să găsim echilibrul în așa fel încât să ne simțim bine. Al patrulea lucru pe care îl sugerez oamenilor este să se unească și să facă parte din grupul social corect. Grupul social corect înseamnă acel grup social care are obișnuințe corecte și sănătoase. Pentru că obișnuințele grupului determină obișnuințele individului. Noi asta vom face. Greu, doctor, asta e cam greu. Dacă ne gândim la copii, când le spun părinții că ceva e interzis, exact atunci lucrul acela pare mult mai interesant. Când se duc la școală, cumva intră în gașca aia de copii popular care fac tâmpenii. Asta e. Deci sigur. Asta e greu. Sigur. Aici sigur că putem să disociem grupul social format din copii, grupul social format din adulți. Adultul poate avea rațiunea de a-și selecta un grup social corect, copilul nu. Tocmai de aceea, ultimele puncte pe care le voi sugera oamenilor sunt legate de educație. Totul pornește de la educație. Adică, dacă eu, de exemplu, organizez o petrecere pentru ziua copilului meu și aleg să servesc copiilor alimente sănătoase, am câștigat. Dar dacă voi alege să fiu ca toți ceilalți și să servesc chipsuri, dulciuri de tot felul, am pierdut. Pentru că, fără dubiu, că perpetuând acest obicei, copilul meu se va duce la ziua copilului tău, copilul tău va participa la ziua altui copil și tot așa. Iar educație înseamnă să înțeleg ceea ce consum. Și aici ultimele sugestii pentru persoanele care vor să aibă un stil de viață sănătos este să înțeleagă ce mănâncă și să înțeleagă mediul în care trăiesc. De exemplu, dragilor, citiți eticheta produselor pe care le cumpărați. Da. Înțelegeți că aceste produse nu trebuie să aibă mai mult de 3 euro. Înțelegeți că dacă cumpărați preponderent din comerț, trebuie să fiți foarte riguroși cu evaluarea alimentelor. Eu sunt adeptul susținerii micilor producători tradiționali, producători care fac cu bună credință niște lucruri de bună calitate. Vreau să vă spun că de ceva timp eu și familia mea am ales să nu prea mai mâncăm din comerț. Ne-am făcut o mini-fermă unde asta producem o grămadă de lucruri. Da, știu asta. Chiar voiam să vă întreb acest lucru. Lucrați cu, practic, lucrați cu acești mici producători, mici fermieri, agricultori? Sau? Nu. Eu produc un număr de produse pe care le consumăm în familia noastră, iar ceea ce este în exces îl comercializăm oamenilor care au același stil de viață ca și noi. Pentru că toate produsele sunt produse ca pentru noi. Și aici vreau să punctez un lucru foarte important. Un ou produs într-o fermă unde găina este crescută liber, are un spațiu la dispoziție, este hrănită științific la carte, poate să pască liberă și este din rasa potrivită, nu se poate compara niciodată cu un ou din comerț, chiar și cu un bio. O găină crescută pentru carne, la fel dacă este din rasa potrivită, crescută potrivit, nu are textura cărnii și vă îndemn să faceți următorul test. Cumpărați o găină de țară de la un producător tradițional serios și un piept de pui din comerț sau o pulpă de pui și încercați să le puneți pe grătar și veți observa că aceea de țară va ațâța focul prin grăsimea pe care o conține, pe când cea din comerț va stinge focul prin apa pe care o conține. Corect.
Corect. Nu încercați să gândiți lucrurile din punct de vedere financiar, pentru că starea de sănătate presupune o investiție pe termen lung. Dacă acum consider că am cheltuit bani mulți pe mâncare, veți vedea cât veți cheltui pe factura spitalelor și medicamentelor mai târziu. Exact. Brânza, la fel. Dacă citim eticheta produselor pe care le cumpărăm din comerț, o să vedem că doar lapte nu conțin. Conțin ulei de palmier și o grămadă de euri. Nu, aia nu este brânză. De exemplu, eu produc o brânză din lapte de capră, am capra de o anumită rasă, produc într-un mod limitat și ea conține doar lapte, chiar natural și atât, nimic mai mult. Pe termen lung, dacă vom consuma aceste produse care de fapt ceva scrie pe etichetă și altceva este înăuntru, o să vedem că nu este în favoarea noastră. Și mai dau un exemplu. Lactele de migdale, pe care unii dintre noi îl bem cu plăcere. O să vedeți că una este dacă producem un aparat lactele de migdale acasă, lucru care nu este foarte complicat, versus dacă îl cumpărăm din comerț. Faceți un test, citiți eticheta produsului, citiți eticheta laptelui de migdale și o să vedeți cât conține migdale și cât conține orice altceva. Și atunci lucrurile sunt clare. Noi căutăm una, credem că mâncăm acel lucru, dar de fapt consumăm cu totul și cu totul altceva. Și vă mai spun un lucru, producătorii tradiționali nu au cum să falsifice produsele. Sigur că nu putem să generalizăm, pentru că ei produc așa cum se producea în România. În momentul în care, în schimb, producția crește foarte mult, din momentul ăla nu mai poți să te menții într-o zonă naturală. Și vreau să vă dau un exemplu. Noi am produs în toată această perioardă legume. Ardei gras, castravete, eu fiind promotorul legumelor de culoare verde, da? Spanac, salată. E bine de știut. Da. Și vă spun că nu se pot face cantități mari dacă vrei să ai un produs de bună calitate. Acest produs nu poate să arate standard și toți ardeii sau toți castraveții la fel cum arată cei din comerț. Ei nu sunt atât de plăcuți privirii. Diferența o face prospețimea și cantitatea nutrienți. Acest lucru este iarăși foarte important, pentru că dacă eu, de exemplu, cumpăr un ou care costă 50 de bani, nu pot să am pretenția cantității de nutrienți al aspectului și al gustului versus un ou din fermă care costă 2-3 lei. Dar acel ou costă atât pentru că în spate presupune o muncă fantastică și omul va avea în farfurie încărcătura maximă de nutrienți de care are nevoie. De asta spun, sănătatea ține de educație. Dacă înțelegem să investim în sănătate, nu vom investi mai târziu în spitale și medicamente. Din păcate, având în vedere faptul că de cele mai multe ori boala nu ne pălește imediat, adică nu este o chestie, o penalitate imediată. Nu poți să o vezi, nu poți să o gusti. Dar întârzie momentul. Iată și dau un exemplu foarte clar și pe care toți l-am experimentat. Pandemia COVID-19. Da. Pandemia COVID-19 a venit cu penalitatea imediată. Adică vei contacta virusul. Asta înseamnă că poți să-ți pierzi viața dacă ești obez sau diabetic sau senior, dar nu este obligatoriu să fii senior ca să-ți pierzi viața dacă ai patologii asociate. Și totodată vei face niște complicații. De exemplu, acum au început să se programeze pacienți cu obezitate sau diabet care au experimentat complicațiile COVID. Eu construiesc programe pentru aceste persoane. De ce? Aceste persoane trebuie să se recupereze, întrucât în urma infectării COVID și a complicațiilor și-au pierdut capacitatea pulmonară cu până la 30%, secreția pancreatică de insulină nu mai este la fel,
metabolismul grăsimilor și al glucidelor nu mai este la fel și atunci trebuie să acordăm atenție. Sunt chiar sportivi care făceau performanță și care vin și spun: domnul doctor, nu mai pot să urc scările, da, păi să alerg. Și atunci, vedeți, penalitatea imediată ne face să acționăm. Faptul că boala este pe termen lung ne face să fim în așteptare și să intervenim doar acolo unde, doar acolo unde simțim că ne doare. Asta ține de educație. Da, așa este. Adevărul e că COVID-ul, deși este luat ca un lucru normal și așa și trebuie luat ca un lucru negativ, toxic, care a intervenit în viața noastră, pe de altă parte are și o latură bună, aceasta de conștientizare, de trezire la realitate. Poate așa doar, cu această lovitură, cu acest șut în fund, ca să mă exprim pe românește, reușim noi să ne trezim la viață și poate atunci putem să ne schimbăm viața și stilul într-unul sănătos. Da. Domnul doctor, eu vreau să vă mulțumesc mult de tot pentru această intervenție, că mi-ați spus că puteți maxim 40 de minute să stați în acest. Cu mare plăcere. N-am vorbit despre faptul că sunteți fondatorul al Școlii pentru Sănătate și Longevitate. Sunteți asociat al Academiei Americane de Nutriție și Dietetică, reprezentant pentru România la Asociația Europeană pentru Medicina Stilului de Viață, promotor al medicinei culinare în România. Poate o să mai ne revedem curând într-un alt live să vorbim despre această sănătate și longevitate. Pentru că eu, de exemplu, o femeie la 50 de ani care intră într-o altă fază a vieții ei, aceea de menopauză, și bărbații, presupun că îi interesează și pe ei andropauza, poate vorbim despre asta, cum ne afectează această schimbare hormonală viața și acest, mă rog, pas către o vârstă mai înaintată, care vine și ea la un loc cu alte lucruri. Și ce înseamnă longevitate? Cu mare plăcere și vreau să fac în încheiere o observație. Sănătatea femeii impactează sănătatea socială a oricărei comunități. Este important ca medicul să fie alături de femeie în toate etapele fiziologice ale vieții ei, în așa fel încât aceasta să înțeleagă ce se întâmplă cu ea și nu numai acest lucru, prin acest echilibru să poată să echilibreze mai departe familia, iar familia ca bază și celula societății să contribuie la bunăstarea generală. Este o provocare pe care o accept pentru discuțiile următoare și mulțumesc foarte frumos. Și eu vă mulțumesc mult de tot, spor la treabă și nu uitați tuturor prietenilor noștri care ne urmăresc acum, intrați pe site-ul domnului doctor, pe pagina de Facebook, am scris, a fost pe crawl aici, pe burtieră, cum se spune, sunt toate informațiile legate de felul în care puteți să-l contactați pe domnul doctor. Acest live rămâne aici, pe Facebook, îl vom da share și pe Instagram și pe paginile noastre oficiale. Asta în ideea de a transmite la cât mai mulți mesajul acesta că depinde de noi dacă vrem să trăim frumos și sănătos. Mulțumesc mult de tot!